Nu despre multe lucruri se poate spune în viață că este mai scump sau mai prețios decât greutatea lui în aur. Și despre unii oameni s-au putut spune astfel de lucruri care au fost mari binefăcători în omenire sau care. Dar este un lucru anume în viața și ființa fiecăruia dintre noi, nu trebuie să fie nimeni. Marele cineva este în viața noastră, a fiecărui a fiecare om venind în lume, după cum scrie Scriptura, este un aspect care este, are mai mult decât greutatea lui în aur și anume este credința ta, așa spune Petru Apostolului, mai de preț decât aurul. Aș vrea să mergem împreună în Întia Petru și de la capitolul 1 să facem cunoștință cu audiența căreia se adresează acest cuvânt. Și anume, sunt cei care trăiesc ca străini împrăștiați în toate părțile și în toate țările suntem cetățeni într-adevăr și ne bucurăm de drepturi și privilegii, dar nici o clipă nu uităm lucrul acesta despre care a vorbit și C.S. Lewis în Mere Christianity, spunând, dacă vezi în tine o dorință sau ceva care nu are nicio împlinire pe pământul acesta, este semn că ființa noastră a fost pregătită pentru o altă viață. Și acesta este marele adevăr. Astfel că uh, Biblia spune despre mari oameni a lui Dumnezeu că au mărturisit că sunt străini și călători. Uh, de ce este important lucrul acesta? E una să ai un fel de atitudine când ești stăpân, stăpân de sclav, stăpân de fabrici, când ești stăpân și ai o, cu tot o altă atitudine când ești străin și călător. Ești politicos, ești recunoscător pentru fiecare lucru că ești străin. Și al doilea lucru, ești călător, nu, nu ți știi că ești în trecere. Acum lucrul acesta este evident, toată lumea care a venit trece și pleacă de aici. Și nu ia nimic, spune Pavel, n-am adus nimic cu noi în lume, nici nu luăm nimic cu noi. Dar va fi foarte greu să duci lucrul acesta la nivelul sufletului, adică un om să știe și să trăiască această chemare a Cuvântului Dumnezeu. Mari oameni ai Lui Dumnezeu au mărturisit că sunt străini și călători pe Pământul acesta. Și de dea Pavel un exemplu, ce au trăit în corturi tocmai ca să arate că, de fapt, viața noastră e tranzitorie pe Pământul acesta. Și știind acest lucru, Că suntem în trecere și venim și plecăm să trăim acest fel de viață la care suntem noi. Chemați, chiar Pavel vorbește despre ființa noastră ca fiind un cort. Când se va desface cortul acesta, spune el în cuvânt. Vă scriu tuturor acestora care, sunt, care trăiesc ca străini, dar care au acest mare privilegiu au fost chemați după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos și ne adresează o urare. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Mulțumim lui Dumnezeu, Domnul este bine, m-a binecuvântat. Nu, să-ți fie mulțită binecuvântarea aceasta, este adevărat, dar planul lui Dumnezeu nu se oprește la ceea ce s-a întâmplat, ci la ceea ce se pregătește în viața și ființa noastră și lucrarea noastră. Să vă fie mulțite, harul să-ți fie mulțit. Sunt oameni care au har de la Dumnezeu așa, în termen popular, sunteți hăruit, aveți har. Dar Biblia spune, Dumnezeu plănuiește să mulțească acest har. Darul pe care îl avem noi, talentul, înțelepciunea, mijloacele, rugăciunea noastră, El plănuiește să multiplice acest har al ființei noastre. Și bine binecuvântăm pe Dumnezeu, spune El în versetul 3, Domnului nostru Isus Hristos, după îndurarea sa cea mare, este vorba deci de îndurare, nu este vorba de tranzacție comercială, noi dăm asta, atât, ci după îndurarea lui Dumnezeu, așa scrie Sfânta Scriptură aici, ne-a născut din nou, ne-a născut din nou prin învierea lui Iisus Hristos din morți, ne-a născut din nou la o nădejde vie și la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. El ne-a născut din nou și iată pentru ce ne-a născut din nou. Vai de cel ce zice Creatorului Său pentru ce mai născut. Iată răspunsul aici. V-am uh, născut din nou uh, la o nădejde vie, uh, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată, și care nu se poate veșteji și păstrată în ceruri pentru voi. Prieteni, dragi, sunt lucruri care par atât de împământenite și încetățenite în cultură, în, în crezul nostru, în mintea noastră, în gândirea noastră, încât uh, nici nu mai sunt verificate pur și simplu. Uh, între S-a spus că uh, un om odată născut nu mai poate fi nenăscut. N-ai cum? Odată ce s-a născut, este sens unic. Nu mai poate fi reversată. Odată ce ai făcut o faptă, uh, sunt fapte, adică poți să faci și să desfaci un obiect. Așa Așadar, o faptă odată făcută nu mai poate fi nefăcută. S-a făcut deja. Și lucrul ăsta așează un fel de notă de fatalitate asupra vieții noastre. Dar, iubiții mei, Cuvântul lui Dumnezeu are un răspuns pentru această situație. Răspuns pe care nu găsi în nicio religie, absolut nicăieri, decât în credința în Cel Prea înalt și în Domnul nostru Isus Hristos. Și răspunsul acesta este de plin satisfăcător câștigă sufletul, convinge sufletul de răspunsul lui. E adevărat că odată ce am fost născut, nu mai pot să fiu nenăscut. Și înseamnă că nu mai pot nimic, să mai fiu nimic? Nu. Domnul Isus, Tatăl nostru, ne spune: Dă mie nașterea aceasta a ta și atunci noi trăim această naștere din nou. Nu mai mă întorc ca și cum. Păi, Nicodem îl, îl preocupa ideea aceasta, el așa și-a închipuit. Trebuie să te naști din nou. Ok, trebuie să reversăm procesul atunci. Trebuie să, cineva merge în pânte cele mamei lui și atunci este în... Nu, no, a spus Mântuitorul, nu pe calea aceasta. Nu se întâmplă în felul acesta. Ci uite-te la mișcarea pompilor, cum bate vântul, acesta e simbolul Duhului Sfânt, nu știi de unde vine, unde merge, acestea sunt semnele prezenței Lui în viața și ființa noastră. Nu e nevoie să reversezi procesul nașterii biologice, nu e nevoie să te întorci înapoi acolo, ci e nevoie să mergi înainte, într-o viață pe care numai Dumnezeu o poate da. Acest lucru este o lege a cerului prin care Dumnezeu transformă toate lucrurile, bune și rele deopotrivă, cheamă pe toți buni și răi deopotrivă și tre îi trece prin această lucrare a renașterii, a nașterii din nou, pe care Sfânta Scriptură o numește nașterii din nou, îl ridică pe un om acolo unde el nu s-ar fi putut niciodată ridica singur. Aceasta este nădejdea noastră, astfel că într adevăr cine a fost născut nu mai poate să fie nenăscut, dar poate să fie născut din nou. Cine a mers pe un drum rău în viață, cum să facă drumul ăsta bun? Rău a fost, rău rămâne, dar dacă este încredințat lui Dumnezeu, răul din viața noastră este pus să lucreze pentru binele și fericirea celui care iubește pe Dumnezeu nu poate nimeni să spună că drumul pe care a mers Pavel a fost un drum bun. Nu, nu, ai cum să spui așa ceva. A declarat biserica lucrurilor acesta. El însuși a declarat de atâtea ori drumul pe care a mers el până acolo. Dar iubiți mei, ce a făcut Dumnezeu din asta? Asta este întrebare. Nu, Pavel n-a putut să întoarcă înapoi trecutul. Mi-iau vorba înapoi spune cineva. N-ai cum. Odată zisă este ce am zis, am zis singurul lucru care se poate face este ca acest lucru pe care l-ai făcut sau ești astăzi sau drumul pe care mergi, să le încredințăm lui Dumnezeu și el cu puterea pe care nu o pricepe nimeni niciodată transformă viața de căzută în har și binecuvântare. Nașterea din El ne-a născut din nou prin învie. Domnului nostru Isus Hristos. Asta este trecut este privit superficial. El are puterea să anuleze tot planul lui Dumnezeu cu viața unui om. Sunt nenumărați, eu nu cred eu în învierea lui Isus. Bine, tu nu crezi în lucrul ăsta, Vasile Militaru spune. Dacă electricitatea niciodată nu se vede, e vreo minte luminată în puterea aia nu crede, eu nu cred în electricitate. Dar dacă nu crezi asta, înseamnă că efectele ei sau se. Nu, ea rămân, Adevărul rămâne același, indiferent de ceea ce credem sau nu credem noi despre el. Și la fel este cuvântul lui Dumnezeu aici, în vierea Domnului nostru Isus Hristos, este izvorul și puterea care declanșează nașterea din nou, adică transformarea Ființei noastre. Voi care sunteți răi, spune Scriptura, nimic bun nu locuiește în mine, adică în firea mea pământească. Nu este niciunul, niciunul măcar, spune Sfânta Scriptură. Dumnezeu ia acest lucru și îl transformă în cea mai glorioasă manifestare a puterii lui Dumnezeu din întregul univers, transformarea aceasta a vieții și ființei noastre, din întregul univers toate acestea însă, cheia tuturor acestor lucruri este învierea Domnului nostru Isus Hristos. Credința în învierea Domnului Hristos nu este de natura socotelilor sau calculelor matematice. 2 plus 4 și așa mai departe. Acolo nu e nevoie să crezi nimic. Învierea Domnului nostru Isus Hristos este întemeiată pe darul credinței pe care ni-l dă Dumnezeu. Și de aceea spune Sfânta Scriptură aici, ne-a născut din nou prin învierea lui Isus Hristos din morți. Nu e de mirare dacă cineva spune, eu nu cred. Nu, dacă unul care a fost alături de el trei ani și jumătate, Toma a spus, nu, eu nu cred așa ceva pentru nimic în lume. Decât dacă mi s-ar aduce mie o evidență fizică prin contactul meu direct. Pun mâna, dacă văd asta bine, dacă nu poate să spui Maria că Petru, Ioan, că au văzut nu știu ce la mormânt, o vedenie de înger, nu știu ce mai spune acolo cei de pe Damasc, niște femei de ale noastre zice că ar fi avut o vedenie de înger. Deci, orice se va întâmpla, spune uh, Toma, eu aș dori să eu nu voi primi decât printr-o experiență nemijlocită a simțurilor mele. Și Isus intră în cameră, și nu, Toma nu a spus atunci, uite, eu, eu vreau lucrul ăsta, dacă o pun mâna mea să... Nu a spus așa ceva, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu nu știe ce ai spus. Asta nu înseamnă că El nu știe ce este în inima ta. Imediat l-a chemat pe el în persoană, vin în ta, în coasă, că a mâna ta Că știut că omul acesta este dintre aceia care sunt oameni sinceri când spun eu dacă aș vedea așa ceva, aș crede pe loc. Ei chiar nu fac parte din clasa acelui care spune și dacă aș vedea tot n-aș crede. Și dacă ar face Dumnezeu ferestre în cer, a spus ofițerul acela, tot nu se va întâmpla așa ceva. Deci eu nu cred asta. Și dacă ar face... Bine, dacă ar face ferestre în cer și tot nu crezi, atunci se ridică întrebarea din Isaia, păi ce mai, ce mai puteam face și nu s-a făcut? Dumnezeu spune lucrul ăsta, nu? Un om sau un doctor care a făcut tot ce putea, dar ce mai puteam face și nu no. Și în trăirea acestei experiențe, Tomaș dă declarația aceasta de credință. Dar Mântuitorul îi spune, zice, tu ai crezut pentru că ai văzut, tu ai depins de lucrul acesta, nu te judecă nimeni, asta e calea pe care ai ales-o tu. Există o stare și mai fericită decât aceasta, fericită de acela care n-a văzut, dar a crezut pe Dumnezeu, pe Cuvânt. În Domnului nostru Isus Hristos, deși se aduc atâtea dovezi. Se aduc atâtea dovezi, atâtea apologetica, are sisteme întregi de a demonstra. Istoria păstrează urmele acestea și uh, tot uh, evenimente de neimaginat și de neînlocuit deci s-au petrecut acolo, care susțin. Uh, cineva nu va crede niciodată în învierea Domnului nostru Isus Hristos datorită uh, evidențelor sau a ceea ce s-a întâmplat acolo. Aceleași evidențe trezesc în sufletul altcuiva alte gânduri. A răspuns Tatăl din ceruri la rugăciunea lui Isus. Tată, proslăvește numele tău. L-am proslăvit și îl voi mai proslăvi, a spus Isus, dar unul a s-a părut că a tunat. Deci aceeași oameni, în același loc, același glas, aceleași evidențe, aceleași dovezi cu privire la învierea Mântuitorului nostru, produc credință într-un om, cum este Toma, și produc necredință într-un altul sau nu-i schimbă, nu -i schimbă starea lui. Un singur lucru, dă putere învierii Domnului nostru Isus Hristos, credința în învierea Lui. Te-am crezut pe cuvânt, Doamne, când Tu ai spus lucrul acesta. Și cred ce scrie acolo, nu pentru că scrie, ci cred pentru că Tu ai spus aceste lucruri. Și ele sunt raportate acolo, tot ce s-a scris, s-a scris pentru învățătura noastră și s-a spus dinainte pentru ca voi să credeți lucrul acesta. Sunt măsuri care le-a luat Dumnezeu din timp pentru a facilita credința noastră. Și așa spune Sfânta Scriptă: El ne-a născut prin învierea lui Isus Hristos la o nădejde, la o moștenire nestricăcioasă și neîntinată și care nu se poate veșteji, păstrată în ceruri pentru voi. Asigură, te, te gândești, cum poate supraviețui? Într-o lume ca aceasta a îndoielii, a ignoranței, a urii împotriva lui Dumnezeu, veți fi urați de toți din pricina numelui meu. Cum, cum poate supraviețui credința într-o lume în care? Sistemele de învățământ, știința este aliniată, politica este aliniată, religia însă și este aliniată împotriva lui Dumnezeu. Cum poate supraviețui credința într-o lume ca aceasta? Biblia ne explică aici, în versetul 5, spune cuvântul lui Dumnezeu din 1 Petru, capitolul 1. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință sunteți păziți. Păziți de ce? Pentru că am văzut că pe Petru l-a scos din închisoare, dar Iacov, lui Iacov i au tăiat capul. Am văzut că unii au trăit, unii nu au trăit. Păziți pentru ce anume păziți de puterea lui Dumnezeu. Cui s-a așa ceva? Cui nu îi se aplică lucrul acesta? Nu, nu se aplică la ceea ce am gândit noi la uh, suferințele vieții, la prigoană sau la boală sau la pierdere. Nu la aceasta se aplică, ci în mijlocul acestor lucruri care ne-au fost prorocite și ni s-a spus în lume veți avea necazuri. Și de fiecare dată când dăm de un necaz, noi n-ar trebui să ne strâmbăm și să ne chinuim ca și când am bea ceva foarte amar, ci în primul rând ar trebui să zâmbim în adâncul sufletul nostru. Doamne, Tu mi-ai spus lucrul acesta în lume veți avea necazuri. Niciodată n-a promis Dumnezeu o viață de aceasta pe care o avem în mintea noastră uneori și atunci când ea nu se manifestă așa, ne potignim și ne descurajăm și întoarcem în spate. Niciodată n-a promis Dumnezeu așa ceva. Noi ne-am promis nouă înșine în numele Lui. Noi am pus făgăduința aceasta în dreptul Lui Dumnezeu. Nu, noi, am, noi ne-am adresat nouă acest fel de promisiune și dacă ar fi să fim dezamăgiți într-un domeniu, ar trebui să fim dezamăgiți de noi înșine, în niciun caz de Dumnezeu. El nu a promis așa ceva niciodată, dar a promis că va fi cu noi în toate aceste lucruri. Nu e nici de ieri, nici de la alteri, ci așa cum spune psalmul 23. Și dacă aș trece prin Valea Omrei Morții, asta, acesta înglobează toate epitomul răului moartea. Și dacă aș trece pe acolo, tu ești cu mine. Aceasta e marea făgăduință. Aceasta a promis Dumnezeu, într-adevăr, când a spus: Pot să se mute munții, pot să se clatine dealurile, în niciun caz, dragostea mea nu se va muta de la tine. Indiferent pe unde vei trece, dacă vei trece prin ape, dacă vei trece. Deci se trece, nu? Trecem prin ape, dacă vei trece prin foc. Acestea nu te vor atinge pentru că eu sunt cu tine acolo. În ce domeniu? Pentru că au fost alți oameni care au suferit moartea pe linia aceasta. Iată ce scrie versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremile de apoi. Pentru acest lucru, aici se aplică paza lui Dumnezeu. Exemplu practic și concret. Mântuitorul nostru îi descrie în cuvinte profetice, profund adevărate, Dumnezeu de, de adevărate, îi descrie lui Petru noaptea care va urma, în noaptea aceasta. Asta se va întâmpla. Și nu încheie pe nota aceasta dezolantă, ci încheie pe o notă neimaginată prin care spune, în mijlocul acestor lucruri toate, m-a rugat pentru tine, te va însoți, deci rugăciunea mea, să nu se piardă credința ta. Aceasta ar fi nenorocire. Nu a promis că îl va păzi de batjocuri acelei doamne care păcea curățenie și l-a arătat cu degetul, păi tu ești unul dintre ei. Nu a promis lucrul acesta niciodată, nu a promis că îl va păzi de crucificarea cu capul în jos cu care a sfârșit el Domnul meu mi-a arătat înainte care îmi va fi sfârșitul, altul te va duce unde trebuie. Le-am știut toate acestea. Dar Iisus spune, în toate acestea care se vor întâmpla, eu m-am rugat pentru tine să nu se piardă credința ta. Și când spune acest pentru tine, mă include și pe mine, te include și pe tine. Dacă am fi fost lăsați la voia elementelor sau a stihiilor duhurilor din lumea noastră, n-ar fi supraviețuit credința nimănui. Nimeni n-ar scăpa, spune Biblia. Nu ar scăpa nimeni cu credința vie. Datorită furiei cu care astăzi noi credința este întâmpinată în lumea noastră, datorită perversității, subtilității de neimaginat, datorită manipulării minților în special în generația tânără, a, prin, prin tot felul de mijloace, în așa fel încât a, ideea de credință o să fie ceva de râs, nu, nu, nu mai are loc. Nimeni n-ar scăpa, spune Mântuitorul, dacă nu ar fi fost intervenția lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Cred lucrul acesta. Nu cred că voi fi păzit de boală, de suferință, de asta, deși bunul Dumnezeu totdeauna împlinește promisiunea lui, într-un fel sau altul. Dar sunt încredințat că El îmi va păzi credința, va păzi credința familiei, a bisericii, a celor din jurul nostru. Acesta e jurământul lui Dumnezeu. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremile de apoi. Aici, în cuvântul lui Dumnezeu, în versetul 7, încercarea credinței voastre, n-a promis că, nu ne-a spus niciodată că nu va fi încercată credința noastră. În sensul acesta, el a luat măsuri, pentru a ne pregăti să facem față atacurilor asupra credinței noastre. Ne-a echipat mintea cu gânduri, cu aspecte intelectuale, spirituale, de procedură, de toate lucrurile acestea sunt e, în mintea noastră pregătite de Dumnezeu ca să faceți față săgeților arzătoare ale celui rău. V-am dat putere să călcați peste scorpii, peste demoni, peste toată puterea vrăjmașului. V-am dat această putere. Și scrie cuvântul lui Dumnezeu că în încercarea credinței, aici, care este cu mult mai scumpă decât aurul care piere și care totuși este încercat prin foc. Adică e mai scumpă decât greutatea ei în aur. Încercarea credinței. Încercarea credinței nu are menirea de a distruge credința noastră, ci de a întări, după cum noi nu ne antrenăm sau alergăm sau mergem pentru a slăbi ființa noastră, ci pentru a întări imunitatea și fizicul și toate astea. Încercarea credinței întărește credința. Biblia spune că au fost bătuți apostole, au fost bătuți cu nuiele de lictorii aceștia care erau acolo și uh, bătaia aceea era cumplită într-adevăr, dar scrie că după ce au trecut prin bătaia aceea s-au bucurat că au fost învredniciți să sufere pentru numele Lui Isus. Încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât greutatea ei în aur, decât aurul care piere și care totuși este și care totuși este încercat prin foc, aurul care piere, ca să aibă, ca urmare, lauda slava cinstea la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos. Care este rolul și rostul încercării credinței noastre? Numărul unu, și e comparată cu uh, proba aurului, cu apă regală, cum este probat aurul și dacă nu e aur adevărat, când mi-a pus apă regală pe el s-a negrit imediat, deci... Care este rolul și rostul în viața noastră? Numărul unu, să nu ne cheltuim viața pentru o credință care nu este adevărată. Nu tot ce lucește este aur. O credință, zice, pe voi și vă cercați-vă, probați-vă, dacă sunteți în credință. Și de asemenea, credința este încercată ca nu cumva să plătim cu viața Aur fals, o credință care nu este adevărată. Lucrul acesta ne-ar fi putut scuti pe noi de multe probleme cu care ne-am confruntat în viață, dacă l-am fi luat pe Dumnezeu pe Cuvânt, dacă l-am fi ascultat când ne-a vorbit. Dar unul din motivele serioase este ca nu cumva să cheltuim viața noastră, cum scrie în Biblie, de ce cheltuiți argint pentru ceva care nu satură? cel care face idolul acolo și îl bate în cuie și se închină la el după aceea și întreabă Biblia, zice, n-ar fi normal să te întrebi, oare nu cumva e fals lucrul ăsta, am o minciună în mâna mea. Pe Cercetează-mă Dumnezeule, spune Psalmul, dar se referă la, în primul rând la credință. Vezi dacă, eu cred că sunt pe, vezi dacă sunt pe o cale bună, și dumă pe care a Încercarea credinței noastre previne investirea vieții noastre într-o fraudă cumplită, povești, cum spune Biblia, meșteșugite, alcătuite, închipuite, construite de oameni. Noi nu ne-am întemeiat credința pe așa ceva, ci, spune Biblia, ceea ce am trăit, ceea ce am văzut cu ochii noștri, ceea ce am trăit cu viața noastră, și uh, transformarea și puterea Evangheliei în viața și ființa noastră, acestea sunt temelia credinței noastre. Se numește încercarea credinței, ca nu cumva să cumperi ceea ce este fals. În domeniul metalelor scumpe, al pietrelor prețioase, în domeniul operelor de artă, uh, sunt agenții. De, de, cu o putere și o autoritate de neimaginea care confirmă dacă un astfel de produs este autentic și adevărat sau nu. Sunt mult mai multe picturi false decât cele originale și un, cineva își investește economiile vieții în așa ceva. Este mult mai mult aur sclipitor care este fals, este un metal ordinar, cum ar fi testat cu apa regală, imediat se înnegrește. Este mult mai mult aur fals pe piață decât aur adevărat. Astfel că în, în domeniul credinței tre avem trebuință de această agenție a Duhului Sfânt care testează falsul de original sau de adevărat sau de autentic. Încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde și care totuși e încercat prin foc, să aibă ca urmare, încercarea credinței voastre, să aibă ca urmare, slava și cinstea la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. De ce este necesară încercarea credinței noastre? Și lucrul acesta se întâmplă în familie sau la biserică sau cu vecinul sau din cauza unei suferinți, a unei pierderi, a unui câștig mare. Toate lucrurile acestea pot fi transformate în mijloace pentru încercarea credinței noastre. De ce în ce constă importanța acestui lucru. Până acolo, încât la arătarea Domnului nostru Isus Hristos, cineva să nu se trezească vreodată că și-a investit viața și sufletul și l-a dăruit unui lucru fals și neadevărat, care n-a fost încercat. L A fost probat cu focul Duhului lui Dumnezeu. Ci doresc ca încercarea credinței voastre, spune Petru aici, să fie de așa natură încât la venirea lui voi să fiți întâmpinați cu bucurie negrăită și strălucită. Altfel, e adevărat că încercarea credinței noastre nu este plăcută atunci când ești jignit, când ești nedreptățit, teribil când ți se atribuie lucruri care nu ți aparțin, efectul sau simțul undeva se... cu tremurul care se produce legat de credința noastră. Mai are vreun rost? Sau care mai este rostul meu aici? Sau așa mai departe? Datorită a ceea ce se întâmplă pe orizontală. Dar încercarea credinței, credința este pe verticală, nu este pe orizontală. Așa se face că nu vom lua lucrurile care se întâmplă pe orizontală ca să afecteze pe cele care se întâmplă pe verticală, adică între noi și Dumnezeu. Pot să fiu jignit, cineva poate să mintă, pot să mor în rușine și ocară, teribilă pe care oamenii, oamenii o vor îngrămădi asupra sufletului nostru. Se poate întâmpla așa ceva, dar aceasta nu schimbă cu nimic, sau acestea toate, nu schimbă cu nimic adevărul care este cunoscut lui Dumnezeu, ce ai scris acolo în cartea ta, îi spunea Moise lui. Aurul este încercat ca nu cumva. Să avem o surpriză mult mai cumplită decât ar avea o persoană care a investit, a dat economiile vieții lui și a cumpărat acest metal prețios, să recomandă peste tot în lume investiții în aur, cumpărați aur, nu cumva omul acela când ajunge acasă să-și dea seama că are niște tinichea, de fapt. Aceasta s-a întâmplat și se întâmplă în multe cazuri, foarte multe cazuri, dar încă nu este o nenorocire o luăm de la capăt. Am văzut un om care pierduse, pierduse tot, era gri la față, Era cu soția, eram într-un lift și mă gândeam la Dumnezeu, dă-mi un ton de așa fel, Doamne, să pot vorbi cu omul acesta blând. Și așa, așa am vorbit cu el și încet, încet i-am spus, era complet încrâncenat împotriva propriei lui vieți, cenușiul la față și împietrit complet și i-am spus, ai încredere, cine te-a ajutat și ai câștigat ceea ce ai pierdut acum, te va ajuta să câștigi din nou, îți va da sănătate, înțelepciune, tot Dumnezeu te va scoate de aici. Și n-am avut decât un minut, două cu liftul cât a fost, dar Omul a declarat că i s-a eliberat sufletul. A slăvit cumva pe Dumnezeu că ne-am întâlnit acolo în lift și am discutat lucrul acesta. Aceasta este într-adevăr o experiență devastatoare. Au fost atâția oameni care s-au sinucis sau când au pierdut absolut tot și au luat viața și au încheiat acolo. Dar, iubiții mei, nu este o nenorocire chiar atât de mare. Vorba lui Absalom, nu te trece cu firea, Asta este. Putea să vină un potop, un cutremur, toate se făceau praf. Problema e alta. Problema este când cineva nu că se va pomeni acasă cu ceva aur fals sau că a pierdut banii de la bancă sau nu asta e problema, ci când va vedea și va înțelege că a zidit credința lui pe nisip. N-a fost adevărat. E, aceasta nu poate fi comparată. Și um, noi trecem prin dezamăgiri. Aici, prin dezamăgiri, și este spre binele nostru. Pentru că Dumnezeu vrea, prin aceste mici dezamăgiri, să ne păzească de marea dezamăgire a tuturor dezamăgirilor care se va descoperi în foc, în proba aceasta. Biblia spune, zice, în foc, în, în proba focului, zice, se va descoperi aurul, argintul, lemnul, fânul, trestia. Par una, par când le privești și cu totul altceva devin în momentul în care trec prin proba focului. De ce este însemnat lucrul ăsta pentru noi? Pentru că El, pe de-o parte, ne scutește să investim viața noastră în ceva care nu este adevărat, care este fals, și doi, să ne păzește de acea cumplită dezamăgire și ne pregătește pentru acea de neimaginat fericire despre care cuvântul lui Dumnezeu ne scrie aici că uh, va face pentru noi să fim îmbrăcați cu o bucurie uh, negrăită, adică uh, nu poți să spui vorbe și strălucită în același timp și veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre, adică salvarea adică izbăvirea. Sfânta Scriptură spune ca sfârșit al credinței voastre. Bine, dar este jertfa Domnului nostru Isus Hristos, care a fost dată pentru mântirea noastră, nu este așa? Așa este, dar fără credință este cu neputință. Acest lucru nu ți ajută cu nimic în, în împrezarea precedentă. Oamenii au spus, spune-ne dacă v-am spus și nu credeți. Jerfa a fost adusă pentru noi, atât de mult ai Dumnezeu lumea. Tot ce s-a întâmplat la Golgota s-a întâmplat, dar nu credeți. Lucrul acesta este ca și că nu s-ar fi întâmplat niciodată. De aceea scrie Sfânta Scriptură, veți dobândi ca sfârșit sau ca rezultat al credinței voastre, mântuirea sufletelor voastre. În plângerile lui Ieremia găsim o expresie care nu are aplicație în domeniul fizicii sau chimiei, dar are aplicație în dreptul credinței noastre. Plângerile lui Ieremia 4.1. cu 1. Vai, cum s-a negrit aurul? Cum s-a schimbat aurul cel curat? Cum s-au risipit pietrele Sfântului Locaș pe la toate colțurile ulițelor? De ce s-a negrit aurul? Aurul nu se negrește sub niciun fel de condiție. În foc sau cu apă regală, în chimice, aurul rămâne aur, de aceea se numește aur. Dar cum de s-a negrit? N-a fost încercat. Oamenii au fost convinși că au aurul credinței cu ei, dar când a intrat în această probă a focului, s-a negrit a pierit. Sfântul locaș construit din pietele acestea perfect îmbinate, o clădire care prea dintr-o singură piesă, toate acestea, spune Biblia, s-au risipit pe la toate colțurile ulițelor. De ce? Nu au fost legate în Hristos cu piatra din capul unghiului și doar între ele au fost legate. Și pentru o vreme au stat în picioare, dar deodată orice casă lipsită de această piatră din capul unghiului se va prăbuși. Poate ea crede că este construită temeinic, dar dacă lipsește din predica noastră, din cântarea noastră, din viața noastră, prezența pietrei din capul unghiului, piatra pe care o lepădat o zidare, care nu i-au dat niciun fel de preț, dacă lipsește lucrul acesta, clădirea nu rămâne în picioare. De aceea Sfânta Scriptură ne îndeamnă și ne, ne ațintește privirea spre adevărul acesta înainte ca el să spunem un cuvânt de nedorit în viața noastră, înainte ca să ajungem acolo. Că unii oameni vor alege drumul acesta, nu încape nicio îndoială. Schimbați-vă căile, credeți pe. Nu, nu vrem, au răspuns ei. Nu, nu vrem. Nu vrem lucrul acesta. Rămâne așa. Că se va întâmpla așa, este foarte adevărat fiindcă toate lucrurile sunt legate de făgăduința aceasta lui Dumnezeu, dacă veți voi, dacă veți vrea și dacă veți asculta, atunci veți mânca cele mai bune roade ale țării. Frații mei, să nu țineți credința Domnului nostru Isus Hristos, Domnul Slavei, căutând la fața oamenilor tot felul de tensiuni, de dezbateri, care este credința adevărată, tot felul de promisiuni, numele credinței, vei fi mântuit dacă vii la credința noastră, vei ajunge în iad dacă nu rămâi la credința noastră sau dacă nu ești parte din ea, toată lumea care e în afara credinței noastre, nu există mântuire în afara bisericii noastre și așa mai departe. Sfânta Scriptură nu citează astfel de lucruri. Sfânta Scriptură spune că există o singură credință adevărată. Una singură. Ea se numește credința Domnului nostru Isus Hristos. Aceasta e singura adevărată. Aceasta e credința în care credem. Cred în credința aceasta a Lui. Și înaintea Lui Dumnezeu stau în credința Lui. aceasta înseamnă a fi în Hristos Isus. Biblia spune însă, nu țineți această credință de ochii lumii, să te vadă cineva, ci de ochii Lui Dumnezeu. Adică viața noastră trăită, cum a spus el lui Abraham, umblă înaintea mea, totdeauna știind că sunt în prezența lui Dumnezeu, oriunde m-aș găsi, fie că, fie că, fie că, toate lucrurile spre slava lui Dumnezeu. Făgăduința aceasta a încercării credinței noastre, pe cât este de dureroasă, de nedorită, pe atât este de sfântă și binecuvântată. Deocamdată pare o pricină de întristare, spune Biblia, dar mai pe urmă se va vedea că o credință neîncercată poate să ascundă un cumpli de mare neadevăr. Sunt atâtea lucruri pe care noi le ținem, le avem în crezul nostru, ca elemente ale crezului nostru, care însă nu au fost verificate niciodată. Cine a spus lucrul acesta? În ce condiții s-a spus? Unde? Când? Cum? Nu. Este mult mai ușor să te conformezi unui sistem sau unui crez decât să cercetezi. Sfânta Scriptură spune că prorocii lui Dumnezeu, adevărații oameni ai lui Dumnezeu, au făcut din harul care este, era păstrat vouă, din mântuirea aceasta, ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Acesta este prorocul lui Dumnezeu care a făcut ținta cercetării, care a făcut ținta căutării. Uh, niciodată oamenii acestea n-au fost victime a unui crez sau, repetă după mine, zi după mine, și au repetat anumite formule după alți oameni. Nu, no, ei au făcut din aceasta ținta cercetărilor lor stăruitoare. Și în mântuirea aceasta, cei care v-au vestit și v-au propovăduit Evanghelia, prin Duhul Sfânt, trimis din cer, v-au prezentat ceva în care chiar îngerii doresc să privească. Versetul 12. În care chiar îngerii doresc să privească. Nu în cărți, ci în viața voastră, care este o epistolă scrisă și citită de toți oamenii. Viața ta este cartea cuvintele tale, acestea sunt cartea, purtările tale, faptele tale, acestea reprezintă cartea. Îngerii doresc să vadă ce a făcut din tine harul lui Dumnezeu. Este, este spectacolul cerului. Îngerii doresc să privească. Oare n-ar avea ce să vadă în Universul lui Dumnezeu între galaxiile acestea și ceva care uluiește, amețește pur și simplu un om, pierde simțul realității îmbătat de imensitatea acestui cosmos, dar dintre toate aceste lucruri pe care ochiul nu le-a văzut și urechea nu le-a auzit, dintre toate, cel mai de dorit pentru îngerii lui Dumnezeu este să vadă ce a făcut Evanghelia în viața ta, ce a făcut, ce a însemnat Dumnezeu pentru tine, ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta și ce înseamnă lucrul acesta pentru tine. De aceea, încingeți-vă cu minții voastre, pune mintea la lucru, spune Biblia aici, fiți treji, și puneți-vă toată nădejdea în harul care vă va fi adus la arătarea Domnului nostru Isus Hristos. Faceți din lucrul acesta ținta cercetărilor voastre, fiindcă știți că nu cu lucruri pieritoare, cu argint sau cu aur ați fost răscumpărați din felul de șer de viețuire pe care îl moșteniseră de la părinții voștri. O, nu am moștenit de la părinți. Și ce cu asta? Ai putut să moștenești orice de, de, la, de la părinți. Întrebarea este ce ai moștenit de la Dumnezeu. Noi suntem moștenitorii lui Dumnezeu, nu ai părinților noștri. Noi suntem împreună moștenitori cu Hristos, nu împreună cu uh, cultura, cu societatea, cu vremea în care suntem. Moștenirea noastră e de altă natură. Cetățenia noastră nu este din lumea aceasta. Cetățenia noastră este din ceruri. Știind aceste lucruri, uh, Sfânta Scriptură spune aici. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în veac, în timp ce toate celelalte lucruri vor trece ca iarba, toată slava lumii ca floarea ierbii, floarea se usucă și, și iarba se usucă și floarea cade jos, dar cuvântul Dumnezeului Domnului rămâne în veac și acesta este cuvântul care va fost propovăduit prin Evanghelie. Îți mulțumim din adâncul sufletului Tată Ceresc. Ce har, ce privilegiu, ce binecuvântare. Fă, Doamne, ca încercarea credinței noastre să ne aducă totdeauna mai aproape de Tine și fă Tatăl nostru ca urmare a credinței încercată de Tine prin focul Duhului Sfânt să vedem fața Ta, așa cum ai spus în cuvântul Tău, și acea bucurie negrăită și strălucită. Îți mulțumim în numele jertfei Domnului nostru Isus Hristos. Amin.